Bună draga mea, sunt Luna Ala. Norocul poate fi acum de partea ta, deoarece luna se află într o fază descendentă. Îți va fi mult mai ușor să renunți la alcool și nicotină, să îi îndepărtezi pe cei care nu aduc emoții pline de bucurie în viața ta și de asemenea să închei afacerile cu partenerii necorespunzători. Dacă ai împrumutat, returnează banii. Săptămâna aceasta va fi o perioadă foarte bună pentru fapte neegoiste. Dacă ai cel mai mic interes în caritate, privește cu atenție în jur. Desigur, pe pereții casei tale, prin dulapuri, există o mulțime de lucruri inutile care vor face fericiți pe cei fără adăpost. După ce ai comis această faptă, nu te grăbi să suni în dreapta și în stânga. Dacă nu ai o dorință sinceră de a te angaja în caritate, este mai bine să cauți o altă opțiune cum să atragi atenția celorlalți. Luni și marți vizitează un cosmetician, este timpul să corectezi defectele de pe fața ta. Miercuri nu te lăsa pradă emoțiilor. Luna nouă nu este cel mai bun moment să te grebești. Vineri vibrațiile Lunii în creștere vor afecta toate segmentele vieții. Reducerea energiei în aceste zile va afecta sistemul imunitar și starea psihoemoțională. Va exista o tendință de depresie, melancolie, soarele fiind în conjuncție cu Neptun. În plus, oboseala de primăvară, letargie și greșelile pot crea un mediu fertil care să sporească activitatea escrocelor. În perioada 6-17 martie este momentul potrivit pentru a construi planuri de amploare pentru a vedea și corecta greșelile tale ascultă intuiția, acum este ascuțită și te va ajuta să găsești o cale mai rapidă și mai eficientă pentru obiectivul dorit. În această perioadă este posibilă dezvăluirea unor secrete. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, Începutul lunii este probabil să fie lipsit de bani pentru majoritatea dintre voi. Nu sunt excluse problemele la locul de muncă, dar sâmbăta și duminica sunt posibile modificări pozitive. Luni este posibil să ai o ușoară stare de rău, ce, ce va împiedica oarecum punerea în aplicare a planurilor tale. Trebuie să te odihnești, să economisești energie, să analizezi evenimentele recente din trecut. Până joi, totul va reveni la normal, iar eficiența ta îți va permite să rezolvi în mod eficient aspectele financiare și operaționale. De luni până miercuri, fii foarte atente la bani și în niciun caz nu risca. Miercuri te poți întâlni în mod continuu cu secretele altor oameni. Dacă acest lucru nu este intrigă îndreptată împotriva ta, stelele te sfătuiesc să fii sensibile la secretele altora. Începând de joi pentru evenimentele de amploare, planetele îți promit protecția lor, astfel încât vei face față în mod strălucit planurilor tale. Vineri și sâmbătă vor fi extrem de favorabile pentru tine, Luna în creștere va urma semnul tău zodiacal, consolidând calitățile tale oratorice și energia internă. Duminică, stelele îți recomandă să acționezi decisiv în chestiuni financiare. Neptun, guvernatorul acestei luni, te va sprijini deschizându-ți ochii la lucruri ascunse și îți va dărui noroc în momentul în care nu te vei aștepta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Luni fi pregătită pentru plângeri din partea șefilor și a partenerilor de afaceri care vor necesita rezultatele pe care le-ai promis. Nu te contrazice cu ei și ține-te sub control. Izbucnirile de furie infantilă îți pot distruge reputația. De marți, norocul își va întoarce fața spre tine. Certurile și situațiile conflictuale nu sunt excluse atât la locul de muncă, cât și în cercul celor dragi, dar voința nu te va împiedica să îți atingi scopul. De asemenea, te poți demonstra ca un excelent organizator care va crește în mod semnificativ credibilitatea echipei. În relația cu iubitul tău, fi pregătită pentru neînțelegeri și argumentări, dar în cele din urmă totul va fi rezolvat, iar relația va beneficia numai de bine. Pe semnul tău zodiacal este marte iar miercuri în taur este și uranus uranus este asociat cu evenimente bruște libertate și actualizări săptămâna întreagă este un moment minunat pentru a ți reînnoi viața se recomandă ca acest eveniment astrologic să fie marcat în mod marțean. Cumpere pentru prima dată un abonament la sala de gimnastică, participând la sport, competiție de grup sau te dedici joggingului dimineața. Poți opta pentru tunsoare sau piercing. O idee bună ar fi să faci o acțiune decisivă și, cu siguranță, să reușești. Acest lucru nu trebuie neapărat să fie ceva important, este doar un simbol al ceea ce ești gata să îți reînnoiești în viață. Dacă dorești să alegi cea mai reușită zi pentru o intrare simbolică într-o viață nouă, atunci este duminică, 10 martie, când Marte în Taur va fi foarte bine localizat pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni la începutul săptămânii evite organizarea de întâlniri formale și informale. Acest lucru nu se va termina bine. Conflicte, incidente neplăcute, acestea pot fi evenimentele cu care te poți confrunta. De asemenea, nu inova în domeniul profesional și nu începe o afacere nouă. Pentru tine, săptămâna nu va fi nici ușoară și nici productivă. Poți avea eșecuri în comunicare și studiu, dificultăți în călătorii. Negocierele și problemele legate de documente vor fi călcate în picioare. Poate fi dificil pentru tine să găsești un limbaj comun cu oamenii. Pot apărea probleme vechi și, în loc să faci lucrurile planificate, va trebui să te întorci în trecut. Diverse persoane din trecut își vor aminti de tine, iar tu nu vei fi întotdeauna fericită să-ți amintești de ei. Vechile zvonuri și bârfe pot apărea. Și totuși, pentru că Mercur, care influențează foarte mult zodia ta, se află într-o poziție dezavantajoasă toată săptămâna, în poziție negativă în pești, iar de marți este retrograd, este posibil să minimalizezi daunele cauzate de acest lucru dacă nu planifici nimic important și ai timp liber pentru situații dintre curt marți și miercuri sunt favorabile rezolvării cazurilor legate de bunuri imobile și moștenirea. La locul de muncă este posibilă frecare cu scântei cu colegii, partenerii și clienții. Din cauza situației actuale, îți poți pierde inima. Dar acest lucru nu este necesar. În weekend, lucrurile vor începe să meargă fără probleme. Vor exista noi oportunități de a-ți realiza propriul potențial. Nu neglija astfel de oferte, chiar dacă ți se atribuie rolul interpretului. În timp, vei putea să te întorci în forță pentru că ești susținută de planetele prietenoase în sectorul 11 al astrogramei natale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC în primele două zile ale săptămânii îți poți ieși din formă înainte de întâlnirea lunii noi. Astrele te încurajează să te relaxezi și să faci mai multe treburi de rutină, curățenie, munca zilnică, lucrurile obișnuite. Luna nouă de miercuri va schimba situația, forțele tale vor începe să se împrospăteze zilnic. Poți deveni mai interesată de ce ce se întâmplă în jur, iar a doua jumătate a săptămânii poate fi productivă. Va trebui să fii flexibilă și să schimbi modul în care comunici. În această perioadă este foarte probabil să fii obligată să te dedici acelui timp de muncă, în timp ce creativitatea și realizarea de sine vor trebui împinse în fundal. Fă lucrarea încredințată cu bună credință, nu ți fie teamă să îți asumi noi responsabilități, o astfel de abordare va fi apreciată. Nu îți mai rămâne timp pentru tine, dar procesul de stăpânire a competențelor noi va merge foarte bine. Diligența și perseverența te vor servi bine. Nu fi leneșă și vei reuși. Stelele te sfătuiesc să acorzi atenția acelor activități care lărgesc orizonturile tale, să înveți să citești printre rânduri, să fii interesată de problemele filozofice și spirituale, să înveți despre viața altor țări, să comunici cu oamenii din afară. Joi este mai bine să încerci să devii sublimă, oferind timp imaginației, sufletului și nu pentru chestiuni practice. Sâmbătă, din potrivă, lucrurile practice vor funcționa mai bine, pentru că vei fi susținută de un stelium în casa a șaptea pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, Chiar de luni poți conta pe ajutor și noroc. Soarta te favorizează, săptămâna promite să fie saturată în termen de muncă și în domeniul realizării potențialului creativ. Banii vor curge ca un râu, dar pentru asta trebuie să muncești din greu. Încearcă să nu pierzi prea mult, Marți nu este bine să te grăbești niciunde. Poți rămâne blocată în trafic, nu întâlnești persoana potrivită, nu faci o pauză când trebuie în instituție și este mai bine să ai suficient timp, să nu fii nervoasă în legătură cu suprapunerile. Pentru tine lucrurile sunt mai bune atunci când luna este vizibilă. Și acum este acel moment. Luni și marți scade, miercuri începe să crească, dar rămâne nerealizată toată săptămâna. Acum ești încurajată să-ți aloci toată puterea pentru a-ți atinge obiectivele și noile începuturi. Acum poți reuși cu siguranță. Joi este o zi bună pentru munca energică și psihologică pentru tine însăți. În weekend, pentru a fi la cele mai bune conveniențe va trebui să depui forțe maxime. Tu știi exact ce vrei și cum să obții, evident dacă vrei. Dacă vei petrece mai mult timp cu familia, comunicarea cu cei dragi îți va aduce o mare bucurie. Duminică poți să te relaxezi, dar și să rezolvi probleme de afaceri după cum susțin astrele adunate pentru scurt timp în casa așa pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara aceasta este o perioadă dificilă care îți poate aduce multe dificultăți. Vei fi nevoită să îți înfrânezi dorințele, iar realizarea se va face cu mare dificultate. Relațiile de familie vor deveni de asemenea tensionate. O nemulțumire deghizată cu sârguință va izbucni. Fii înțeleaptă și obiectivă, flexibilitatea și capacitatea de compromis te va ajuta. Poate să apară nevoie de revizuire a acordurilor, se poate înceteni cursul negocierilor. Astrele îți recomandă implicarea în viața ta a oamenilor cu care au fost relațiile în trecut, renoirea vechilor contracte, modificarea termenelor contractelor în favoarea ta, întârzierea deciziei finale în care nu ești gata să dai un răspuns. Nu este recomandat să cauți noi parteneri de afaceri, noi contracte, să închei un acord de la zero, să depui o cerere de căsătorie sau de divorț, pentru că îți vei schimba în curând de Decizia. Mai aproape de sfârșitul săptămânii vei putea lua controlul asupra situației și vei respira cu un oftat de ușurare. Treptat, viața personală va reveni la normal, iar situația financiară se va îmbunătăți. Lucrurile care pot fi făcute rapid ar trebui să fie programate vineri. Lucrurile importante care necesită răbdare și o abordare aprofundată vor funcționa mai bine sâmbătă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Balanța. Începutul lunii martie te va mulțumi numai puțin decât sfârșitul lunii februarie. Săptămâna va fi asociată cu munca, obligațiile zilnice și obligațiile față de alte persoane. Vei avea darul de a fi la locul potrivit la momentul potrivit, capacitatea de a atrage oameni pentru tine, o strălucire în afaceri poate apărea. Motivul pentru acest noroc este încrederea ta nelimitată. Toată săptămâna, planetele tale vor avea un efect benefic asupra vieții. Datorită acestui fapt, poți înflori atât ca persoană cât și ca expert. Cu toate acestea, fii pregătită pentru intrigiile unor detractori. Astrele te sfătuiesc să citești foarte atent documentele oficiale. De miercuri, poți planifica un nou loc de muncă sau o schimbare de loc de muncă. Vor exista noi responsabilități. Retrogradul Mercur te va confrunta cu oameni din trecut pe care ar fi trebuit să-i fi lăsat în pace. Săptămâna este potrivită pentru plata datoriilor morale, pentru că acum, la rândul tău, să faci ceva pentru persoana care te-a ajutat la timp. Aspectele legate de cumpărarea unui animal de companie, cumpărarea de unelte de lucru sau aparate de uz casnic ar putea deveni actuale. Dar, datorită naturii retrograde a lui Mercur, nici oamenii, nici lucrurile, nici animalele nu vor rămâne prea mult lângă tine, deci este mai bine să ocolești aceste probleme într-un fel, să aștepți un timp mai bun. În weekend, stelele promit o cunoaștere romantică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Te vei buta bucura de bunăstarea familiei și a comunicării spirituale dar în zona de afaceri există o stagnare clară. Nu îți face griji în această privință. În această perioadă, cel mai important lucru este să îți îngrijești sănătatea, să te relaxezi și să nu fii nervoasă. Această abordare te va ajuta să îți adun puterea și să nu pierzi perspectivele pe care cerul le promite. Nu cheltui mulți bani. Riscul de a rămâne fără nimic este clar înscris pe astrograma ta. Sunt posibile propuneri de afaceri profitabile care vor contribui la creșterea averii. În sfera profesională sunt evidențiate schimbări pozitive. Vei putea, de asemenea, să găsești un limbaj comun cu șefii și să obții cunoștințe promițătoare. Poți deveni interesată de recreiere, sărbător, divertisment, poți dedica mult timp hobby-urilor tale. Pot apărea noi interese, poți merge la cursuri, poți conduce o activitate creativă. Joi, va fi dificil pentru tine să înțelegi ce vrei, dar ceva te va atrage ca un magnet. Sâmbătă poți avea de făcut o alegere rațională a intereselor tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Spectator în această săptămână, stima de sine este la nivelul potrivit. Acest lucru îți va permite realizarea creșterii carierei și câștigarea inimii cuiva. Prima lună de primăvară va trezi în tine forțe ascunse care vor afecta în mod pozitiv viața personală și comunicarea cu cei dragi. Comunicarea cu partenerii de afaceri nu este atât de simplă, vor exista succese și eșecuri. Dacă dorești ca evenimentele să se dezvolte în direcția care te interesează, ia frâile în propriile mâini și nu pierde optimismul. Fii pregătită să clarifici relațiile cu familia, prietenii și chiar cu străinii. Nimeni nu a abrogat legile carmei. Poate că membrii familiei vor avea nevoie de ajutor. Patronajul lui Jupiter îți va oferi un spațiu de autorealizare. Luna nouă în pești, miercuri, va stabili tema principală a întregii luni martie, iar tema aceasta va fi casa și afacerile familiale. Astrele te-au invitat să aduni bunăstare la domiciliu, să îți îmbunătățești viața, să obții autoritatea în familie. Casa și gospodăria ar trebui să fie în prim plan în această săptămână spre mândria ta. Și pentru aceasta trebuie să muncești din greu, să te muți într-o zonă de prestigiu, să cumperi obiecte de lux în casă, să-i ajuți pe membrii familiei să realizezi ceva de succes, să organizezi o sărbătoare de familie. În sens global, această poziție a stelelor indică faptul că te așteaptă noi oportunități, onoare și recunoaștere acasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Săptămâna promite să fie plină de evenimente. Ai grijă când călătorești, nu te confrunta cu persoane necunoscute, nu încălca regulile drumului. În această săptămână îți poți schimba complet viziunea despre lume. Prin urmare, poți căuta singurătate sau comunicare cu aceia în care ai încredere de plină. Trebuie să fii atent atunci când închei tranzacții juridice, pot apărea dificultăți. Ai încredere în vocea interioară, nu provoca situații de conflict, evită problemele, rezolvă totul cu cea mai mică pierdere. Luna nouă de miercuri pentru tine este asociată cu cel mai apropiat mediu. Poți comunica în mod activ cu rudele și vecinii, poți să apară noi cunoștințe, poți vizita diferite instituții, cel mai adesea aceste vizite vor fi legate de studii sau documente. De exemplu, poți vizita agențiile din apropiere pentru a colecta documentele necesare sau pentru a examina cursurile situate în apropiere. Pentru a selecta studii. Aici trebuie să îți amintești că în această săptămână Mercurul este retrograd, ceea ce înseamnă că va fi mai bine să recuperezi lucrările pierdute și să te înscrii pentru cursuri la care te-ai gândit odată, dar dintr-un anumit motiv ai renunțat. Sub influența bunei înțelegeri dintre Soare și Saturn pe astrogramata ta, sâmbătă ar trebui să faci alegerea finală. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător. Săptămâna o vei petrece sub auspiciile lui Venus. Influența sa este legată de frumusețe, îngrijire pentru a arăta bine, proceduri cosmetologice, cumpărarea de haine și bijuterii. De asemenea, are legătură cu lenea și plăcerea. În consecință, acest mod de viață va fi preferabil pentru tine. Trebuie să te confrunți cu propria sănătate. De mult timp ai încetat să îți acorzi atenție. Nu te lăsa afectată de negativ. Sunt posibile întreruperi în Sărele de numerar, planifică cu atenție bugetul și lucrează cu forța maximă. Abilitatea ta de a găsi creativitatea va juca un rol pozitiv în viața ta și poți atrage oamenii potriviți. În cea de-a doua jumătate a săptămânii, partenerii de afaceri te pot dezamăgi sau vei suferi pierderi financiare din cauza neglijenței. Prin urmare, nu te încărca prea mult cu sarcini și abandonează proiectele în care nu ești sigură 100%. Legătura dintre Venus și artă și impresiile estetice indică faptul că poți deveni mai interesată de artă, să mergi la expoziții și teatre și poate chiar să te decizi într-un fel de activitate creativă. În relațiile cu oamenii nu vei putea fi asertivă. Cea mai bună politică este conformarea. Realizează-ți nevoie de farmec pentru că în viața personală te așteaptă o mulțime de fliri și complimente. Ziua cea mai de succes pentru tine este viner. Datoria bunei înțelegeri al lunii cu Venus pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Săptămâna aceasta astrele te vor înzestra cu forță, bunăstare și potențial. Luna nouă de miercuri va spori individualitatea ta. Săptămâna va fi asociată cu autodezvoltare, autonomie și realizări personale. Vei avea idei minunate, vor apărea multe planuri, dar reține că este posibil să nu coincide cu planurile partenerilor tăi de afaceri sau ale membrilor familiei. De aceea, fii pregătită să te opui. Poți fi lovită în cele mai vulnerabile locuri, dar nu în mod specific, ci din întâmplare. În domeniul profesional, poți conta pe schimbări spre bine. De exemplu, poți găsi oameni influenți care te vor ajuta la realizarea planurilor tale. Astrele te sfătuiesc să acționezi în interesul propriu și să te bazezi numai pe tine însăți. Mercurul este retrograd, deci te va îngreuna să comunici cu ceilalți, dar îți va da capacitatea de a înțelege lucrurile care nu sunt evidente. Gândirea ta în această săptămână va fi paradoxală și foarte profundă. Joi, intuiția și abilitățile extrasenzoriale vor crește. Vei percepe profund frumusețea și arta. Sâmbătă poți avea cel mai mare succes în a face ceva responsabil, serios și pretențios, dar și practic. Duminică, intuiția îți va spune momentul în care trebuie să acționezi rapid și decisiv. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!